Să-l sărbătorim, să-i cântăm cu toți Domnului unică slavă. Să-l sărbătorim, să-i cântăm cu toți Domnului. Așa cum stăm în picioare, haideți să deschidem Biblia la Evanghelia după Luca, la capitolul 17, vom citi versetele 7 la 10. Luca 17, de la 7 la 10. Pagina în Biblie, traducerea Cornelescu, 1012. Să ascultăm cuvântul Domnului. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vine odată și șez la masă? Nu îi va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea și tu? Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce îi fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce era dator să facem. Amin. Vă rog, scupați locurile. Mulțumim grupului de laudă și de închinare, că ne-au condus în închinare. Și iată că închinarea noastră nu depinde de numărul care suntem, ci de inimile pe care le avem. Și am simțit atingerea Domnului și în timpul acesta de închinare. În seara aceasta m-am oprit asupra unui text scurt și vă spuneam azi dimineață, v-am promis că la 7:30 vom termina serviciul divin din această seară ca o recompensă pentru toate serviciile pe care le-am trecut peste ora 8 sau peste ora 12. Se mai întâmplă și așa, nu? Pentru că tinerii nu sunt aici, numai câțiva, am să încep predica mea cu amintiri din copilărie. Mi-amintesc, eram copil, era pe vremea comuniștilor și cele mai multe lucruri care le-am aflat din trecut despre părinții, despre bunicii mei, a fost când eram la munca câmpului cu tata. Era cele mai grele perioade din viața mea, când era cald afară, 30 de grade Celsius, trebuia să lucrez din greu. Dar atunci tata îmi spunea tot felul de lucruri, amintiri din copilăria lui. Și unul din lucrurile care mi le-a spus și care mi era mie foarte greu să le concep era următorul. Zice, auzi, când străbunicul tău avea o slugă. Noi eram în vremea comuniștilor. În vremea comuniștilor nimeni nu avea slugă.
Dar Ticolo, dar cum așa? Zice, pe vremea mea, când eram eu copil, oamenii aveau slugă. Wow! Și ziceam eu, tati, dar acum nu mai se poate să avem slugă. Imediat mă gândeam, ce frumos ar fi să ai pe cineva care să facă tot ce vrei pentru tine. Nu? Știți, mai era gluma aceea când tata a explicat feciorului care este rolul femeii și rolul bărbatului în casă. Și după ce a explicat care este rolul femeii în casă, copilul a spus, tati, când, în ce an a devenit mama slugă la noi în casă? Pentru că avem uneori ideea că soțiile noastre trebuie să ne pună să ne facă totul, noi trebuie să stăm numai cu telecomanda în fața televizorului și soțiile noastre să facă totul. Ei, în visele noastre, când citeam basme și când citeam altele, ne gândeam ce frumos ar fi să ai o slugă, să facă tot ce vrei tu și tu să nu trebuie să faci nimic. De altfel, aplicație pentru secolul 21. Nu e așa că atunci când mergem undeva în concediu, unul din lucrurile care ne place cel mai mult este că pentru acele câteva zile care te duci, nu trebuie să faci nimic, ai slugă, dar plătești. Și totul ți se pune pe tavă și plătim bine ca să ne simțim o săptămână sau câteva zile ca niște regi, ca niște stăpâni. Dar vacanța se termină repede și venim acasă și toți slugi suntem. Așa e. Ei, acesta este, într-un fel, am făcut această introducere pentru că Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor care erau săraci, niciunul dintre ei nu era bogat, și le dă o ilustrație despre modul cum trebuie să fie ei și le vorbește, zice, care dintre voi dacă are un rob, un sclav? Wow! Și ucenicii imediat au început să se gândească și ei, așa cum poate m-am gândit eu, ce bine ar fi să fiu eu stăpân. Pentru că știm cum trebuie să fie un stăpân, nu? Și este foarte interesant contextul în care Domnul Iisus Hristos le vorbește despre această pildă. Și aș vrea să o rog pe Cami să pună pe screen Luca 17:5. Luca 17:5 este contextul în care apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Mărește-ne credința. Versetul 6. Și Domnul a zis, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestui pom, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și va asculta. Într-un alt loc, în Evanghelia după Matei, spune, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, du-te de aici și du-te în mare. Și s-ar rezolva totul. Acum, oare Domnul Iisus Hristos asta a vrut să spună? Și când ucenicii se gândeau la dezrădăcinarea duzilor și la mutarea munților, ce frumos e să ai o asemenea credință, Doamne, mărește-ne credința. Domnul Iisus Hristos, când le spune lucrul acesta, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, le spune, nu mărimea credinței contează, ci prezența credinței. Dacă aveți un pic numai, prezența credinței. Și nouă ne place și am vrea să avem așa credință încât să vindecăm bolnavi, să facem lucruri extraordinare. Și Domnul Iisus Hristos le spune, hei, nu știu cât de mare, numai să ai prezența, atât, un pic numai. Dacă e autentică, dacă e sinceră, dacă e credința care vine de la mine, poți să faci lucruri mari. Dar Domnul Iisus Hristos imediat parcă sare abrupt și vorbește despre altceva. Ceva mai important decât credința. Știți care este? Credincioșia, faithfulness. Și predica din această seară am intitulat-o Credincioșie în slujire. Credincioșie în slujire. Mult mai important decât credința aceea care mută munții, care dezrădăcinează pomii, este credincioșia, să fim faithful. Și haideți să vedem ce le vorbește Domnul Iisus Hristos despre slujire. Și primul lucru pe care l-am punctat aici este, number one, slujirea nu este limitată de locație, vocație sau preferință.
Slujirea nu este limitată de locație, de locul în care ești, de vocație, de ceea ce știi să faci cel mai bine, sau de preferință, de ceea ce îți place, de ceea ce ai chef să faci. Că noi așa suntem. Nu? Dacă am chef, slujesc. Dacă n-am chef, nu slujesc. Dacă sunt unde trebuie, slujesc. Dacă nu, nu. Și uitați-vă puțin în versetul 7, care spune așa: cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vine odată și șez la masă? Slujirea, slujitorul slujește în muncile cele mai grele. Slujba noastră este în muncile cele mai grele. Cine dintre voi care ară? Care dintre dumneavoastră ați arat vreodată? Câțiva, da. Ăștia care sunt un pic mai bătrâni. Mă simt tânăr acum. Eu n-am arat niciodată, dar am văzut cum se ară. Ară la biserică. E ușor să ari. E foarte greu. Dar la coasă ați fost mai mulți. Eu eram teologul familiei. Nu am fost chiar la coasă, n-am fost. Dar la cele mai grele lucruri, aceasta implică transpirație, implică efort. Nu mergi la arat cu cravată, nu mergi în haine de biserică, ci te duci în salopete, te duci în apron, te duci în haine de lucru. Deci slujirea noastră de acolo începe, în locurile cele mai grele. Cele mai grele. Oamenii care ară. Când ești la biserică sau când ești în slujba lui Dumnezeu, care este slujba care o faci? Te ferești de lucrurile cele mai grele? Când este o listă, cine se înscrie în cutare să facă, unde te înscrii? Apoi slujirea este, slujitorul slujește în lucrurile cele mai nesemnificative. Cele mai nesemnificative. A venit robul de la oi. De la oi. Vă aduceți aminte când David s-a dus pe câmpul de luptă? S-a dus și el și s-a uitat acolo în câmpul de luptă. Era acolo Goliat, îi speria pe toți izraeliții și frații lui, ăștia mai mari, care erau mai grozavi. Vă aduceți aminte ce i-a spus? Auzi, ce cauți tu aici, măi, puștule? Jargonul românesc, mucosule. Du-te tu cu oile alea puține pe care le ai tu, era cea mai desconsiderată muncă. Du-te tu înapoi la oile tale, lasă-ne pe noi, aici sunt probleme importante, aici sunt probleme foarte grele. Noi aici facem lucruri multe, mult mai importante decât ceea ce faci tu. Cele mai nesemnificative slujbe. Paște oile. Departe de aplauzele oamenilor, departe de recunoașterea oamenilor, cele mai nesemnificative slujbe. O alegi pe această slujbă, care nu sunt așa de semnificative. Când se strică AC-ul pe la biserică, frate Viorel, și pe acolo, prin pod, pe... știu că el merge și le face. Și apoi, Domnul Iisus Hristos vorbește de slujbele cele mai de jos. Cele mai de jos slujbe. La oi miroase. Mirosei, miroși, de nu mai iasă mirosul din tine. Acum, scuzați-mă, suntem numai tot noi, cei mai în vârstă. Noi am avut oi puține, târziu, dar am avut porci. Și oaia miroase cum miroase, dar porcul miroase urât de tot. Și cea mai grea slujbă pentru mine era când zicea tata: Crini, astăzi pe când vin de la lucru, să fie curățat la toți porcii. Te bagai în cocina de porci și trebuia să speli tot pe la porci și nu mai ieșea mirosul din tine și dacă făceai shower. Două zile încă tot mirosai. Cele mai de jos slujbe. Am fost un pic curios și I googled the most menial tasks. I hope că am pronunțat-o bine. Cele mai urâte slujbe. Știți care a apărut? Una care noi românii toți am început-o când am venit în America. Care e aia? Janitor. 10 ani am fost maestru la janitorie. 10 years.
Și spunea acolo, a fost cea mai de jos slujbă, pentru că trebuia, zicea unii, trebuia să mă duc și să curăț în restroom, trebuia să mă duc și să curăț în office-uri unde oamenii nici măcar nu se uitau la mine, mă împingeau coșul de gunoi, and I know that. Cele mai de jos slujbe. Acum, într-o biserică, într-o comunitate, găsim slujbele astea nesemnificative, grele și cele mai de jos. Le găsim? Oh, yes, le găsim. Că cele mai frumoase slujbe sunt aici, pe scenă. Pe stage. Aici te văd oamenii, aici ești, you know, sunt lumini frumoase, te văd mai frumos decât ești. Dar acolo în bucătărie, acolo la copii, acolo unde trebuie să lucrezi, sau la Big Bear sus, unde trebuie să... Acolo nu te vede nimeni, e frig. Dar Domnul Iisus Hristos vorbește despre această slugă care a venit de la munca lui. El ară, paște oile, gătește. Îl pune și să gătească. Dom'le, robul ăsta era polivalent. Se pricepea la toate. Ăsta era român, for sure. Noi românii ne pricepem la toate. Și acum sunt sigur că dacă ați putea să vorbiți cu voce tare, și la noi e voie la Agape așa să mai faceți câte un comment în timpul predicii. A zice, frate Crinșor, dar nu tu ne-ai spus și nu spune Biblia că fiecare trebuie să slujim potrivit darului pe care l-am primit? Ba da. Aia slujești cu preponderență. În mod prioritar. Dar asta nu înseamnă că nu putem să punem mâna și pe altceva. Știți, noi aici în America ne-am învățat cu această idee. It's not my job to do that. It's not your job. It's your duty. Yeah? Thank you. Thank you. Slujim oriunde. Și pe câmpul Evangheliei, și în casă, și la ospitalitate, oriunde. Da, bineînțeles, poate că slujba mea primordială în casa lui Dumnezeu pentru mine este să predic Evanghelia. Asta nu înseamnă că o să-mi cadă epoleții, cum spun frații mai bătrâni. Dacă mă duc și iau gunoiul ăla și îl duc la gunoi, nu îi se întâmplă nimic. Și nu ți se întâmplă nimic, nu? Deci slujirea nu e limitată de locație, de vocație sau de preferință. Și asta vrea să ne spună Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă să fii credincios în slujire. Numărul 2, mergem mai departe. Și asta e puțin mai tough. Slujirea nu își permite să ia pauză când vrea ea. Ați auzit cei de la worship team? Ai auzit, frate credincior? Am auzit toți care suntem implicați în slujire. Ați auzit, dar nu vă place. Nici mie nu-mi place. Uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Hai să citim încă o dată versetul 7. Care dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vine odată și șezi la masă? Care dintre voi? Amin. Doamne Iisuse, dar nu e ok. Să vii obosit de la câmp, să vii de la arat, să vii de la păscutul oilor și vii obosit. Ai nevoie de o pauză, ai nevoie de cineva să spună ceva de mâncare în față, ai nevoie să te prăbușești pe sofa și să tragi un pui de somn. Ești obosit. Și spune Domnul Iisus Hristos, la care vă spune stăpânul, auzi, vino, dragă, că ai nevoie de o pauză, hai, odihnește-te. Întrebarea este retorică și răspunsul este nu. Mama mea, când eram copil, și m-am spus că eu îngrijeam pe ceilalți copii ai mei și trebuia să fiu și fată, și am fost programat să fiu fată, dar am fost programat să fiu crina, n-am fost crinișor. So, mama spune așa, auzi, crinii, noi plecăm acum la biserică. Tu ai grijă, ai grijă de copii, să-i schimbi, nu erau diaperi atunci, să știți, să-i schimbi, să faci curățenie în casă și după ce ai făcut curățenie în casă, în timp ce te odihnești, poți să-ți faci homework-ul. Pentru mine cea mai urât era, în timp ce te odihnești, poți să-ți faci homework-ul. Interesantă teologie era asta. Ei, și te gândești, dar cum poate Dumnezeu să ceară așa ceva? Omenește, e adevărat, avem nevoie de o pauză, dar nu este dumnezeiește. Nu-i va zice, versetul 8, nu-i va zice stăpânul mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu. Dumnezeu, cu alte cuvinte, spune,
în loc să-ți dea o pauză, îți mai dă mai mult de lucru, altceva de lucru. Asta nu înseamnă că avem un stăpân fără inimă. Greșim dacă spunem asta. Fiți atenți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. După aceea vei mânca și vei bea și tu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu știe că avem nevoie de pauză, Dumnezeu știe că avem nevoie și noi să ne odihnim câteodată, dar Dumnezeu vorbește despre altceva. Noi nu putem să ne permitem să luăm pauză când vrem noi. Când vrem noi. El se gândește la noi și la bunăstarea noastră. Înseamnă, de fapt, că noi suntem robi ai lui Dumnezeu, cum spunem noi în America, 24/7. 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Noi nu suntem angajați. Noi nu avem clock in și clock out. It means we are servants. Amen? Suntem slujitori. Înseamnă că dacă Domnul are nevoie de mine la miezul nopții, spun, da, Doamne, sunt aici. Frate, eu sunt numai voluntar. E adevărat, dar dacă Domnul are nevoie de tine, înseamnă că ești important. Că Domnul are slujitori în casa Lui, nu șomeri. Că la asta ne-a chemat Domnul. Nu să umblăm din biserică în biserică pentru a ne satisface propriile noastre mofturi, nu? Că noi cam așa suntem, it's a consumer society. Nu ne place aici, mergem dincolo, unde ni se pune tot mai multe condiții la dispoziție. El vrea slujitori constanți în lucrul Lui. Și vei spune, frate Crinșor, e adevărat, dar mie nu-mi spune Domnul ca să nu iau pauză. Well, dacă Domnul nu-ți spune ca să slujești și să nu iei pauză, înseamnă că ori nu cunoști vocea Stăpânului, ori nu stai în prezența Lui. Pentru că dacă citești cuvântul lui Dumnezeu, este imposibil ca Domnul să nu-ți vorbească, să ai o pasiune mai mare pentru slujire, să te angajezi mai mult în lucrarea Lui. Și am spus-o de atâtea ori. Și repet, și repet, și voi repeta tot timpul cât vom fi împreună aici, că Domnul ne-a pus împreună. Unul din semnele maturității unui creștin este slujirea. Este faptul că este pus în slujire. Nu vom scăpa de slujire niciodată. Pentru asta ne-a lăsat Domnul pe pământ. Pentru asta, după ce ne botezăm, Domnul nu ne ia direct la cer și ne duce. Ne-a lăsat aici ca să slujim. Pentru că El vrea să se folosească de noi. Să nu cumva să cădem într-o atitudine și într-o instanță în care să spunem exact cum a făcut fetița aceasta. Am citit despre o fetiță care, în sfârșit, la vârsta de 5 sau 6 ani, Sophie, how old are you? 7. Ok. So, fetița aceasta de 7 years old, like Sophie, she learned how to tie up her shoes. Do you know how to tie up your shoes? You know that, yeah? So, fetița asta, after she learned how to tie up her shoes, she started to cry. And her parents asked her, why do you cry? De ce plângi, dragă? Ai învățat să-ți faci șireturile. Și au spus, pentru că de acum încolo, toată viața, eu va trebui să-mi fac șireturile. From now on, my entire life, I need to tie up my shoes. Ok? Așa suntem noi câteodată, noi creștinii. Nu se poate. De acum încolo, toată viața trebuie să fiu slujitor. Yes. De acum încolo, toată viața trebuie să fii slujitor. Noi însă trăim într-o societate în care avem biserici mari, sunt biserici mari, asta e biserică mică ce avem noi, dar biserici mari, cu angajați, în care toată lumea, fiecare face cu tare. It's ok, but toți am fost chemați să fim slujitori. Și Dumnezeu, așa cum am spus, nu are șomeri, El are slujitori. Sau slujirea nu-și permite să ia pauză când vrea ea. Asta nu înseamnă că nu o să ne luăm pauză, dar nu când vrem noi. Number 3. Slujirea pune voia stăpânului deasupra propriilor nevoi. Slujirea pune voia stăpânului deasupra propriilor nevoi. Nu-i va zice mai degrabă, versetul 8. Gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu. Cu alte cuvinte, stăpânul spune, eu primul, eu sunt prioritatea, după aceea vei mânca și vei bea și tu. Haideți să recunoaștem, în fiecare din noi există egoismul și tendința de a face lucrurile cum vrem noi. The way we want. Fratele Benny Faragău ne spunea cu o săptămână în urmă că nu există ființă mai egoistă decât bărbatul. Noi suntem cei mai egoiști.
Când noi suntem obosiți, trebuie să ne culcăm. Când noi vrem să facem ceva, așa trebuie să facem. Nu? Pentru că noi ne gândim numai la nevoile noastre. Și foarte interesant, ne uităm din nou la contextul în care a pus Domnul Iisus Hristos această pildă. Și vă amintiți? Ucenicii au spus, Doamne, mărește-ne credința. Și Domnul a spus, auzi, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, a zice acestui dus să se dezrădăcineze. Și imediat, cred că mintea ucenicilor și mintea cititorului spune, uau, asta da. Adică să pot să fac ce vreau eu. The way I want. Nu-mi place de un frate în biserică, pum, să dispară. Sau, știu eu, I just snap and se întâmplă alte lucruri. Ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a spus, uitați ce spune, nu cum vreți voi, ci cum vrea Dumnezeu. Asta e credință. Că noi vrem noi să mutăm. Cum vrem noi, dacă avem credință, atunci noi să mutăm, să facem noi cum vrem noi. Și Domnul Iisus Hristos le spune, nu. Voia stăpânului deasupra propriei mele nevoi. Voia stăpânului deasupra voii mele. Să crezi, să te supui, chiar atunci când lucrurile nu merg cum vreau eu. În ciuda faptului că lucrurile nu merg cum vreau eu. Pentru că de altfel, aceasta este esența acestei pilde. Foarte simplu. Dumnezeu este absolut suveran. Și de aceea El ne cere ascultarea noastră deplină. Bottom line. Nu? El este suveran. Pentru noi însă este foarte greu să ne imaginăm acest lucru. Deoarece trăim într-o societate democratică, individualistă, una care pune accent pe libertatea omului de a face ce vrea el. You know, we are in a free country, facem ce vrem noi, nimeni nu ne poate spune ce să facem și această atitudine, fără să ne dăm seama, se reflectă în atitudinea noastră față de Dumnezeu. Noi trebuie să realizăm că Dumnezeu nu este o persoană oficială, ca un președinte pe care îl alegem din 4 în 4 ani. El nu este doar un consultant ceresc, a heavenly advisor, care ne dă niște sfaturi, ce trebuie să facem și dacă vrem, le implementăm în viața noastră, dacă nu, nu. By the way, nu existăm, nu Dumnezeu există pentru noi. Noi existăm pentru Dumnezeu. Noi ne rugăm, Doamne, dă, Doamne, fă, Doamne, așa vreau, Doamne, așa vreau. Nu. Dumnezeu nu există pentru a ne face nouă viața mai ușoară. Noi existăm pentru a face voia Lui pe acest pământ. Așa ne rugăm. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și când înțelegem lucrurile acestea, atunci altfel ne uităm la viață. Atunci chiar dacă trecem prin încercări, așa cum vorbeam azi dimineață, nu ne mai punem întrebarea, dar cum îngăde Dumnezeu să trec prin asemenea încercări? Nu, pentru că întotdeauna voia Stăpânului este pusă deasupra voii mele. Simplu, dar atât de important. Lucruri de fundament, lucruri pe care trebuie să le punem în viața noastră, pe care le cunoaștem, dar deseori le trecem cu vederea. Și al patrulea punct și ultimul punct din seara aceasta, slujirea nu așteaptă nimic de la stăpân. Versetul 9 și 10. Va rămânea el, adică stăpânul, îndatorat față de robul acela? Pentru că robul a făcut ce îi fusese poruncit? Și sunt foarte puține locuri în Biblie, nici măcar nu știu dacă mai există altul în care Domnul Iisus Hristos spune, nu cred. Domnul Iisus spune, nu cred. El care ne vorbește de credință, nu cred. Va rămânea el îndatorat? Nu cred. Tot așa, versetul 10, și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce era dator să facem. N-așteaptă nimic în schimb. Nici o recompensă, nimic. Ce nu așteaptă? Numărul 1, nici răsplata nu așteaptă. Îl facem noi dator pe Dumnezeu? Este Dumnezeu dator să ne facă ceva pentru că noi am lucrat? Acum, cei care sunteți bolnavi,
Urmăriți-mă, eu am un obicei când mă duc și mă rog pentru cineva care e bolnav. Eu spun așa, și știu asta, face parte din rugăciunea mea. Doamne, adu-ți aminte de toată slujirea acestui frate sau acestei sore. Într-un fel, mă rog Domnului, spune, Doamne, adu-ți aminte. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu e obligat ca să te recompenseze pentru asta. Dar îi spun, Doamne, adu-ți aminte de toate arderele Lui, de tot. De toate darurile de mâncare. Dar Dumnezeu nu e obligat. Dumnezeu nu e obligat să mă răsplătească. Dumnezeu nu este obligat să te răsplătească. Părinților, cum va simți ca la sfârșitul zilei, seara, pe la 7, după dinner, să vină copilul tău și să spună următorul lucru? Mamă, tată, astăzi am luat un shower, m-am spălat pe dinți, am mers la școală, mi-am pus hainele murdare în hamper, acolo în coșul cu hainele murdare, mi-am făcut curățenie în cameră, acum te rog frumos să mă plătești. Cum te-ai simți? Du-te, mă, copilă, de aici, dar ce? Tu n-ai nevoie de nicio răsplată. Ceea ce ai făcut tu astăzi este parte din îndatoririle familiei, din responsabilitățile familiei. Cum adică te aștepți tu la răsplată? Ei, comparația este banală, dar este bună. Noi nu putem să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne răsplătească pentru ceva care eram datori să facem. Eram datori să facem. Și când facem ceea ce Dumnezeu ne-a spus să facem, chiar dacă ceea ce am făcut ni se pare extraordinar de greu, noi nu avem dreptul să ne așteptăm la nici o răsplată. Însă în mintea noastră există un cântar, există o balanță și contabilizăm, am făcut atâtea fapte bune, am mai greșit și faptele bune a trebuit să tragă mai mult decât alea rele și Doamne, uite-te Tu și așa că am nevoie de o răsplată, așa că merit o răsplată. Și câteodată ne gândim, răsplata noastră este cerul. C.S. Lewis spunea următorul lucru și îl parafrazez. Uneori ne este frică să spunem că răsplata noastră este cerul, deoarece ni se pare că atunci cerul devine o momială, un bribe pentru oameni. Și astfel oamenii nu vor mai fi interesați în slujire. Nu este așa, spunea C.S. Lewis. Cerul nu oferă nimic pentru mercenari, pentru oamenii plătiți. Dacă noi slujim numai ca să ajungem în cer, cerul nu oferă nimic pentru noi. Nu, nu, nu. Ci spunea el, singura răsplata noastră este de a sta în prezența lui Dumnezeu, de a-L vedea față în față. Și apoi cita acolo din Matei 5, din fericiri, și pe Dumnezeu nu-L vor vedea numai cei care au inima curată. Nu poți să slujești cu o motivație greșită. Aia nu mai este slujire. Nu există mercenari în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, slujesc și atunci Tu trebuie să-mi dai cu tare. Nu, 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 nu. Nici răsplată, frați și surori. Și apoi versetul 10, nici apreciere. Oa, asta e prea de tot. Asta e prea de tot. Tot așa. Și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce era dator să facem. Nu știu, mă uit aici în text și nu văd niciun mulțumesc frumos, nu văd nicio bătaie pe spate. Good job, frate Peti. Nu văd. Și ca om, parcă uneori aș vrea să am o apreciere, nu? Și ai vrea să ai o apreciere. Care din voi vreți să munciți non-stop și nimeni să nu aprecieze munca voastră? Nimeni. Nimeni. Dar știți de ce ni se pare că nu este fair? Dumnezeu, cum zice Domnul Iisus Hristos aici? Pentru că noi suntem cititorul, se concentrează asupra sentimentelor. Slujitorul se concentrează asupra slujbei.
Cititorul se concentrează asupra sentimentelor slujitorului. Oare cum se simte slujitorul acela? Slujitorul se concentrează asupra sentimentelor stăpânului. Oare cum se simte stăpânul după ceea ce am făcut? Is he happy? Se bucură Dumnezeu de slujirea mea sau nu? Și ne uităm în Biblie și spunem, ce stăpân aspru! Frați și surori, ăsta este Dumnezeu nostru, un Dumnezeu aspru? Care nu răsplătește, care nu apreciază? Nu este așa. Pentru că pilda aceasta nu ne oferă tot tabloul relației dintre stăpân și sclav. Uitați-vă puțin la Marcu, capitolul 10, versetul 28. Te rog să-l pui, Cami. Marcu 10 cu 28. Petru a început să zică, Doamne, iată că noi am lăsat totul și Te-am urmat. 29. Iisus a răspuns, adevărat, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru Mine și pentru Evanghelie, versetul 30, și să nu primească acum, în viacul acesta, de 100 de ori mai mult, case, frați, surori, mame, copii și holde, și mai este acolo un cuvânt care am fi vrut noi să nu fie acolo, împreună cu prigoniri, iar în viacul viitor, viața veșnică. So, ok, frate Crinșor, atunci care e? Dumnezeu ne răspătește, Dumnezeu ne apreciază? Sigur că da. Care este principiul însă? Dumnezeu răsplătește credincioșia în slujire nu deoarece trebuie să o răsplătească, ci o răsplătește pentru că așa vrea El. Pentru că așa vrea El. Și atunci te răsplătește când nu te aștepți. Poate ți s-a părut că nu te-a răsplătit de 2, de 3 ani de zile. N-ați avut momente în viață în care ați primit câte o binecuvântare mare, mare, dar așa cum nu v-ați așteptat niciodată. Și v-ați gândit, Doamne, dar cum m-ai binecuvântat Tu așa de mult? Și Duhul Domnului ți-a adus aminte de toată osteneala pe care ai avut-o în lucrarea lui Dumnezeu, de tot ceea ce ai depus, de ceva lucru care l-ai făcut bun pentru Domnul și ți s-a părut că Dumnezeu a uitat. Dumnezeu nu uită. Nu este obligat să te răsplătească, dar te răsplătește. Nu e obligat. Nu e obligat. So, Dumnezeu răsplătește credincioșia în slujire nu deoarece trebuie, ci deoarece așa vrea El. Let me say it in English. God rewards faithfulness not because He has to, but because He wants to. And let me tell you something. He really wants to reward you. He wants to bless you. Faptul că Dumnezeu răsplătește slujirea noastră este o dovadă a harului Său, a îndurării Sale. Și de fapt, uitându-ne la pilda aceasta, sunt două extreme pe care trebuie să le evităm. Number one. Prima extremă. Să slujim deoarece trebuie și să avem o atitudine greșită. Și vreau să vă dau un exemplu clar cu asta. Doamne, iar mi-a venit rândul la ospitalitate. Iar mi-a venit rândul la worship team. Iar mi-a venit rândul să fac cutare. Iar mi-a venit rândul. Mă duc numai că mi-e rușine de fratele Crinișor, de altfel nu m-aș duce. Wrong. Asta este o extremă. To drag our feet to come to church. Iar e biserică. Și duminică dimineața și seara. Extraordinar. Numai noi românii. Asta e o extremă. Cealaltă extremă. Să slujim deoarece așteptăm o răsplată de la El. Să slujim numai de dragul răsplății. Asta e cealaltă extremă. Atunci suntem la fel ca și fratele fiului risipitor. A slujit toată viața lui sperând că tatăl său o să lase să aibă parii cu prietenii săi. Toată viața lui pentru o răsplată. Și n-a primit-o. N-a primit-o pentru că a avut o atitudine greșită.
Pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă slujim doar cu gândul la ce anume beneficiem de pe urma slujirii, mie ce-mi pică, știți vorba românului, dacă numai cu gândul la răsplată, atunci asta ne va fi răsplata, aprecierea oamenilor, nu? Vă amintiți când farisei se rugau la colțuri și să nu fiți ca farisei, a zis Domnul Iisus Hristos, care se roagă la colțuri, se vadă toată lumea. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Care a fost răsplata? Că i-a văzut oamenii. A zis, vai ce oameni pocăiți. Asta e răsplata, cu aia rămâi. Restul nu se pune. Sau, dacă slujim cu gândul la răsplată, știți ce se întâmplă? Uneori și de multe ori, oamenii uită să te aprecieze. Uită! S-au învățat, they take it for granted. Li se pare că se cuvine și atunci te frustrezi și mai tare. Și dacă nu te aștepți, dacă vine cineva și spune good job, brother, good job, sister, atunci ești happy. Și dacă nu, nu depinzi tu de aprecierile lui. Pentru că, frați și surori, e adevărat că noi slujim aici, pe orizontală. Dar, de fapt, slujba noastră este în fața Dumnezeului Celui Prea Înalt. Și va veni o zi a răsplătirii. Va veni o zi a răsplătirii. Stăpânul nostru nu este aspru, nu este indiferent, nu este rece. În 1 Ioan 3 cu 1 spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, 1 John 3 cu 1, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Dumnezeu ne iubește. Să avem această invitație în această seară să ne încredem în suveranitatea Tatălui și să continuăm în slujirea noastră. Și acum te întreb, la încheiere, ți-ai predat viața totală lui Dumnezeu? Ți-ai predat-o în întregime? Te gândești, păi, nu pot. Știu că nu pot să mă țin, nu pot să slujesc chiar așa cum ai spus tu, frate Grinișor, când ai spus că nici măcar n-am voie să iau pauză, dar ce e asta? Ți-ai predat-o în întregime? Eu nu vorbesc despre perfecțiune, dragul meu, ci vorbesc despre o dedicare, vorbesc despre cine anume este în controlul vieții tale. Mi-amintesc când eu m-am confruntat cu ideea slujirii în viața mea. Mi-am pus întrebarea aceasta, ce o să fac? O să mă dedic lucrării lui Dumnezeu 100%. Dacă Dumnezeu o să-mi ceară să fac lucruri pe care mie nu-mi plac să le fac, nu-mi place să le fac. Dacă nu o să fiu apreciat, dacă nu o să fiu recompensat, dacă o să ajung pe drumuri, dacă o să mor de foame. Și Dumnezeu m-a prins la colț. M-a prins la colț Dumnezeu cu întrebarea aceea din Ioan 21, care i-a spus-o Domnul Iisus Hristos, auzi, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Mă iubești tu mai bine, mai mult decât toți aceștia? Ia, atunci paște oile mele. Îl iubești tu pe Dumnezeu mai mult decât toate lucrurile acestea? Da, Doamne, Tu știi, Tu pe toate le știu. A nu te încrede în Dumnezeu înseamnă avea o idee falsă despre Dumnezeu. De dragul lui Dumnezeu pot să slujesc și să fac lucruri care nu mi-este drag să le fac. De dragul lui Dumnezeu. Cât de mult îl iubești pe Dumnezeu? Cât de mult îl iubești pe Dumnezeu? Așadar, înapoi la viața mea, nu pretind că l-ascult întotdeauna pe Dumnezeu, câteodată în iureșul meu, în avântul meu, pot o iau înaintea Domnului câteodată. Se mai întâmplă. Dar mereu, mereu Dumnezeu îmi face, hei, stai așa, get back to me. Aici este safe pentru tine. Fii credincios în slujire. Fii credincios în slujire, dragul meu. Niciodată nu o să-ți pară rău. Poate nu vei primi răsplată pe pământul acesta. Va veni o zi a răsplătirii, în care vei auzi, bine, slugă bună, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Uite, te pun peste multe lucruri. Eu vorbesc din prisma mea. Am rezolvat problema stăpânului vieții în viața mea. Domnul este în controlul vieții mele. Este Dumnezeu în controlul vieții tale. Pentru că această pildă vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să lucreze în viețile noastre. Ne așteaptă un an în care am pășit și anul acesta este anul slujirii. Anul în care învățăm cum să fim slujitori.
Și la asta ne-a chemat Domnul, să fim credincioși în slujire.